Ne-am întors și Marian Aliuță spune care este adevăratul motiv pentru care s-a botezat la 45 de ani. Înainte să ia această decizie, i-a cerut ceva lui Dumnezeu în biserică și după s-a întâmplat efectiv o minune. Fostul fotbalist ne-a mărturisit ce semn divin a primit, dar și de ce soția a decis să urmeze aceeași cale. Totul într-un interviu exclusiv. De ce un botez la 45 de ani? Eu cred că Domnul Iisus Hristos l-a făcut la maturitate și a vrut să ne arate nouă că botezul în sine trebuie să-l faci atunci când iei decizia singur, nu atunci când ești bebeluș. Nu e nicio decizie. O iau părinții în locul tău, o iau nașii. Și atunci, dacă tu nu cunoști pe Hristos când ești mic, cum ai putea să spui că urmezi pe Mântuitor dacă tu nu-l cunoști? You give me purpose. Nu doar tu ai luat această decizie, s-a botezat și soția ta. Da, asta am făcut-o împreună. Am avut chemarea asta, am simțit lucrul ăsta, sincer, nu m-aș întoarce înapoi. Trăiesc normal, am prieteni care nu s-au botezat, nu forțez pe nimeni. Este alegerea mea, mă bucur că am făcut drumul ăsta și m-aș bucura să văd și prieteni și cât mai multă lume se apropie de Dumnezeu, pentru că doar așa putem să avem o viață liniștită. Legământul cu Hristos se face prin apă, prin apa botezului. Mulți au spus, da, tu l-ai făcut în piscină. Nu, am făcut în piscină că am avut posibilitatea să fac lucrul ăsta și am vrut să fac acasă. Dar nu ideea în sine unde îl faci. Trebuie să faci legământul prin apă. Că poți să-l faci și aici, să luăm apă și dacă simți și ai un cuget curat și vrei să-l urmezi pe Hristos, poți să faci și în spate că avem apă și să faci legământul cu el prin apă. Asta am ales, am făcut acasă, am avut... Bine, eu am avut chemarea asta pentru că eu am trecut prin niște probleme și Dumnezeu așa m-a chemat, să zic. Adică nu mi-e rușine să spun că am avut niște probleme financiare, am avut bani, m-am blocat și lucrurile au revenit ușor, ușor la cum erau înainte. Am avut probleme cu băiatul, când acum e mare, și l-am operat de inimă și mergeam în fiecare zi. Adică am colegi care am jucat cu ei la Timișoara și știu. După antrenament eram la biserică o oră jumate, mă rugam, dar vezi tot, Dumnezeu mă iubea. Și după aceea mergeam și făceam ce vroiam eu să fac, știi? Că lucrurile trebuie să încercăm în fiecare zi să fim mai buni, să facem lucruri către El, să-L băgăm în seamă, să vorbim cu El. Eu asta fac în fiecare zi. Vreau să faci o casă de rugăciuni? Da, suntem în... Uite și aici, o chestie... Că bine că mi-ai adus aminte. Da, noi facem o casă de rugăciuni și cu ajutorul lui Dumnezeu sper să fie gata anul ăsta. Și aici a fost o chestie foarte interesantă. Am intrat pe... Deși eu am echipe de muncitori, aș fi putut să o fac cu ai mei. Am intrat într-o zi pe Facebook și dădeam dintr-una într-alta și mi-a apărut o firmă în care făceau case modulare care se fac. Și zic să le fac mai repede. Uite, vreau să fac o căsuță, dar pentru tine, zic, nu, zic, o casă pentru niște pocăiți. A, zice, a, perfect, că noi suntem pocăiți. Star. Și zic, a, păi mai ușurat, zic, că nu știam cum să vorbesc cu voi, să înțelegeți ce vreau. Dumnezeu, nu, El își alege oamenii. Eu am oameni care fac blocuri și am făcut, fac cu alții care nu-i cunosc. Dar sunt pocăiști. Dar familia ta ce a zis despre această decizie? Te-au susținut? Ce să mă mai susțin? Decizia este a mea, da? Exact ce vorbeam. La maturitate, tu iei deciziile. Mama îmi spune, da, știi, uite, asta e, ai făcut pasul ăsta, Dumnezeu să aibă grijă de tine. Eu sunt ortodoxă. Am zis, ok, ești ortodoxă. Dar nu, aia este o etichetă. Noi suntem cu toții creștini. Doamne, dacă pe mine mă botezi și copiii mei nu vor să facă pasul ăsta, eu n-aș fi mulțumit. Adică n-aș putea eu să merg cu tine, deși ești Dumnezeu, și copiii mei să meargă pe altă cale. M-am pus pe genunchi cu o seară înainte și am zis, dăm un semn să știu că botezul ăsta îl merit
și că vreau să știu unde merg copiii mei. Și am deschis Biblia, că așa faceți, vorbește, și m-am uitat la trei versete unde am simțit și mi-a zis, adică mai am clar decât ce a spus așa, ca să vezi cât de minunat e Hristos și îți vorbește, când îi ceri, îți vorbește. Și mi-a zis așa, prin legământul tău și al soției tale cu mine, prin apa botezului, îți voi sfinți și copiii.